Caseriile AquaTime și Centrul Relații Clienți din Timișoara de pe strada Enric Bader, numărul 11, vor fi închise în perioada 15-16 august. De asemenea, cetățenii pot achita factura online la oficiile poștale și prin rețelele bancare și ale partenerilor comerciali. Muzeul Apei va fi de asemenea închis joi și vineri, 15 și 16 august. Sâmbătă, 17 august este deschis, iar programul de vizitare este cel obișnuit, 10-16. Iar duminică, 18 august este deschis de la ora 18 pentru un eveniment special cu acces liber.